Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gherganov și vă prezint ora știrilor. Primarul satului Merenii Noi, raionul Anenii Noi, Andrei Druzi, a fost transportat de urgență la spital după ce a fost depistat în stare de inconștiență. Totul s-a întâmplat după ce locuința pe care o închiria a fost incendiată de către mai multe persoane necunoscute. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în această noapte în jurul orei 2 după ce primarul în vârstă de 41 de ani a fost ținta unui atac. În ușa primarului statului Merenii Noi, din același raion, persoane necunoscute au dat foc la haine. Astfel, la fata locului s-a deplasat grupa operativă. Primarul a fost transportat de urgență la spitalul regional din Anenii Noi pentru îngrijiri medicale. Oamenii legii spun că în prezent edilul se află în afara oricărui pericol. Toate circumstanțele producerii incidentului urmează a fi stabilite. Pe acest caz a fost pornit un dosar penal. Primarul din Merenii Noi, Andrei Druzi, face parte din echipa partidului nostru condus de Renato Usatăi. Anterior, el a anunțat că a intrat în greva foamei în semn de protest față de fără de legile care au fost comise de unii consilieri locali și care, spune el, blochează inițiativele sale pentru a-i sabota activitatea și al discredita în fața sătenilor care l-au votat. Tragedie în raionul Sângerei. Un bărbat de 67 de ani a fost lovit mortal la seară în apropiere de localitatea Alexandreni de un tren care se deplasa pe ruta Bălți-Rogojeni. Potrivit oamenilor legii, în momentul impactului, bărbatul era așezat pe linia din partea stângă a căii ferate. Se mai cunoaște că acesta era originar din orașul Biruința, același raion. Trenul de pasageri era condus de un bărbat de 38 de ani și se îndrepta spre raionul Florești. Deocamdată nu este clar dacă în locomotivă erau sau nu pasageri. Polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele nenorocirii. Cinci apropiați ai opozantului încarcerat Alexei Navalny au fost reținuți joi de autoritățile ruse. Kremlinul încearcă în același timp să oprească apelurile la proteste anunțate pentru acest weekend. Acestea ar fi alimentate de recordul de audiență al unei anchete care îl acuză pe președintele rus Vladimir Putin de corupție. Parlamentul European cere sancțiuni împotriva Rusiei după arestarea lui Navalny. Echipa lui Alexei Navalny a lansat un apel către simpatizanții acestuia să iasă în stradă sâmbătă în 65 de orașe din Rusia pentru a cere eliberarea liderului lor, deținut de la revenirea în țară după mai multe luni de covalescență în Germania din cauza unei presupuse otrăviri. Printre cei reținuți de poliția rusă este Lyubov Sobol, o personalitate marcantă a opoziției și apropiată lui Navalny. Și purtătoarea de cuvânt a lui Navalny, Kira Yarmish, a fost de asemenea reținută. După o percheziție la domiciliul său din Moscova, a reușit ea să transmită prin Twitter. Drept răspuns la apelurile de mobilizare, procuratura rusă a anunțat măsuri în vederea limitării accesului la informații ilegale difuzate online și la apelurile de participare la acțiuni ilegale în masă. La rândul său, Ministerul de Interne rus a declarat pregătit să protejeze ordinea publică. Amintim că după arestarea sa duminică, Alexei Navalny a ripostat marți difuzând o anchetă despre imensa și fastuoasă proprietate de care ar beneficia, potrivit lui, președintele Vladimir Putin și care ar fi costat peste 1 miliard de euro. Joi seara, această investigație, însoțită de o înregistrare video de aproape 2 ore, fusese deja vizualizată de peste 47 de milioane de ori pe YouTube. Kremlinul a respins total aceste acuzații, denunțând un atac împotriva lui Putin și calificându-i drept escroci pe membrii echipei lui Navalny. Alexei Navalny, a cărui eliberare este cerută de UE și SUA, a fost arestat la revenirea sa în Rusia după mai multe luni de covalescență în Germania, unde a fost transportat după o presupusă otrăvire. Surse din Kremlin sugerează că Alexei Navalny ar putea sta în pușcărie timp de 10 ani, scrie Bloomberg. Parlamentul European a adoptat joi o rezoluție prin care invită statele Uniunii Europene să ceară și să impune sancțiuni Rusiei în urma arestării lui Alexei Navalny. Sancțiunile propuse merg de la limitarea accesului în UE pentru oligarhii apropiați de Vladimir Putin până la stoparea definitivă a gazoductului Nord Stream 2.
În încă o localitate din raionul Orhei au fost aprinse luminile. De această dată, grație partidului politic Șor, un sistem modern de iluminat stradal a fost dat în exploatare în satul Hâșdieni. La eveniment au participat 10 de locuitori din sat, autoritățile locale, dar și mai mulți deputați care le-au promis oamenilor că proiectele de dezvoltare a comunei vor continua. Iluminatul stradal din Hâșdieni, sat care intră în componența comunei Berezlogi, a fost inaugurat de echipa partidului Șor în preajma anului nou pe stil vechi. În cadrul proiectului au fost modernizate două transformatoare, montată o rețea electrică de 7 km și instalate peste 200 de becuri LED. Acest proiect i-a bucurat pe oamenii care ne-au mărturisit că nu mai sperau să vadă lumină în localitatea lor. Suntem foarte recunoscători și îi mulțumim tare frumos lui domnul Șor. Înainte nu ne-a plăcut, pentru că era întuneric. Chiar să ieșim în drum, foarte întuneric era. Într-o intervenție live, președintele partidului politic Șor, deputatul Ilan Șor, care este și inițiatorul acestui proiect, a menționat că toate promisiunile făcute în campania electorală de către reprezentanții formațiunii vor fi realizate. Noi vom îndeplini fiecare cuvânt pe care l-am dat. Vă promit că vă veți mândri cu satele noastre, raionul și echipa noastră. Ne așteaptă lucruri mărețe și cunoașteți că în timp ce unii pălăvrăgesc și spun povești despre politică, noi împreună cu echipa construim Moldova. La eveniment au fost prezenți mai mulți deputați care au dat asigurări că proiectele de infrastructură nu se opresc aici. Vă dorim ca și în localitatea dumneavoastră să fie implementate proiectele care au făcut orașul Orhei frumos, cel mai curat și mai sigur. Noi vom insista și vom vota doar legi bune pentru oameni și vom insista să fie realizate doar proiecte pentru oameni. La rândul său, primarul localității a adus mulțumire liderului partidului Șor și întregii echipe pentru susținere. Sunt mândru din 2015 pentru că, într-adevăr, dumneavoastră ați făcut tot ceea ce ați promis și multe lucruri care nu le-ați promis. Eu vă mulțumesc din suflet, din partea tuturor locuitorilor satului Hâșdieni. Anul trecut, partidul Șor a realizat câteva zeci de proiecte de iluminat public stradal în satele cu primari aleși din partea formațiunii. Proiectul, care ajunge pe ultima sută de metri, urmărește să asigure cu iluminat stradal peste 100 de sate din țară, dintre care 74 sunt din raionul Orhei. Peste 20 de tone de mere moldovenești care urmau să ajungă în regiunea Bryansk din Federația Rusă au fost întoarse înapoi. Producția a fost reținută în timpul controlului fitosanitar de carantină de la punctul de trecere Crupeț din regiunea Kursk. Potrivit unui comunicat de presă al Serviciului Rus de Control, în lotul de fructe au fost depistați dăunători, fapt confirmat și prin analize de laborator. Contactat de noi, directorul general adjunct al ANSA, Oleg Liscenko, a declarat că deocamdată nu cunoaște mai multe detalii la acest subiect, iar cu o reacție va veni pe parcursul zilei. Menționăm că, periodic, fructele moldovenești, precum merele, prunele și strugurii, sunt întoarse înapoi sau distruse la vama rusească. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, eu sunt Dorina Gherganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare alături de noi. La revedere!